Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Dragi frați, stimate surori, am făcut o pauză mai lungă în ciclul de lecții biblice numit Învățăturile Bibliei sau Doctrinele Bibliei, dat fiind faptul că am călătorit în România alături de un grup de frați, după cum bine știți, și acum fiind împreună, reluăm ciclul acesta de lecții biblice, cu scopul să ne aducem aminte de învățăturile Scripturilor sau să le învățăm. În această seară trecem la o altă lecție biblică, Cina Domnului, dat fiind faptul că în fiecare lună predicăm despre asta, învățătura ne este proaspătă în minte, însă în seara aceasta expunerea va fi mai teologică și mai puțin devoțională. De aceea vă invit să deschideți cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, capitolul 26, de unde vom citi versetele 17 la 20 și 26 la 29. Vă invit în numele Domnului să vă ridicați din respect pentru Evanghelie. Matei, capitolul 26, de la 17 la 20 și continuăm de la 26 la 29. Versetul 17. În ziua dintâi a praznicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? El le-a răspuns: duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i: învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Seara, Iisus a șezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Versetul 26. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Mulțumesc frumos, frați și surori, vă rog să vă reocupați locurile. Mi-a fost dor de dumneavoastră perioada aceasta cât am fost plecat din biserică. De multe ori am stat de vorbă cu frații și surorile în grupul cărora am călătorit, de faptul că ne e dor de biserică. În ciuda faptului că în fiecare seară am avut slujbă și am predicat, am cântat, uneori de 3 ori într-o zi, totuși am dus lipsa la biserică. Ca și atunci când ești în familia altuia, vrei totuși familia ta. Fiecare biserică este unică și ne-a fost dor de dumneavoastră. Ne-a fost dor de fețele dumneavoastră, de stilul de muzică, de fanfară, de cor, de toți cei care sunt în sanctuar. Dacă nu spun oamenii de ordine și persoanele de la stație, să nu credeți că numai cei menționați, da? Să nu spunem toate departamentele. În seara aceasta suntem împreună, este o bucurie pentru noi, ne simțim bine în mijlocul Bisericii Domnului și vă cer îngăduința și atenția și interesul dumneavoastră, de dragul propriului suflet, să înțelegem Evanghelia, să ne aducem aminte de Evanghelie, ca să nu ațipim, să nu cădem de oboseală și să rămânem puternici până la sfârșitul vieții, lucru care nu este ușor. În această seară, doctrina despre partea Domnului. Cina Domnului, sau cina cea de taină, a avut loc în perioada, sau s-a născut în perioada sărbătoririi Paștelor, în noaptea în care Domnul Iisus Hristos a fost prins. Dacă Paștele este sărbătoarea eliberării evreilor din robia egipteană, cina Domnului este sărbătoarea eliberării tuturor oamenilor din robia păcatului. Și Paștele și cina Domnului vorbesc despre eliberare, numai că Paștele este sărbătoarea unui popor, timp în care cina Domnului este sărbătoarea popoarelor. Paștele simbolizează scăparea din robia unei națiuni. Cina Domnului
serbează eliberarea din robia diavolului, a păcatului. Există multe asemănări și multe diferențe. Știind că Mântuitorul a instituit mai mult decât un sacrament, mai mult decât o ceremonie pe care noi trebuie să o respectăm, cina Domnului este pentru poporul născut din nou, pentru poporul noului legământ, expresia de închinare profundă. Scopul cinei Domnului este să ne amintească de moartea înlocuitoare a Mântuitorului nostru iubit și de învierea sa, dar și de perspectiva revenirii sale în glorie, de data asta nu pentru noi, ci după noi. Cina Domnului este al doilea sacrament după botezul în apă, fiind ca și acesta constituită de Domnul Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte de textul pe care l-am citit. Aș vrea în primul rând în această seară să vorbim puțin despre denumirile pe care le întâlnim în Biblie cu privire la cina Domnului. Subiectul acesta, ca și subiectul Duhul Sfânt, ne pune în situația să avem mai multe denumiri pentru același lucru. Este Duhul Sfânt, Duhul Slavei, Duhul lui Hristos, Duhul lui Dumnezeu, Duhul cu D mare și multe alte denumiri care vorbesc despre aceeași persoană, a treia din Trinitate. Nu există Duhul lui Hristos diferit de Duhul lui Dumnezeu și diferit de Duhul Sfânt. O grămadă, o armată de duhuri. Nu, există un singur Duh, dar îi se spune în mai multe feluri și fiecare fel vorbește despre o caracteristică a sa. Când spunem Duhul lui Hristos, asta înseamnă arată unitatea sa cu Hristos. Când spunem Duhul Sfânt, arată faptul că El e Sfânt. Când spunem Duhul lui Dumnezeu, arată faptul că vine din Dumnezeu. Și așa mai departe. Tot la fel, când vorbim despre cina Domnului, îi spunem în mai multe feluri. Cina Domnului, în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 20, când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Și continuă versetul. Observați expresia cina Domnului. Dar există și expresia frângerea pâinii. Noi putem să spunem, duminică avem frângerea pâinii. Este la fel de biblic. În Fapte, capitolul 2, versetul 42, unde se vorbește despre cei patru stâlpi pe care se sprijinește clădirea trupului lui Iisus Hristos, adică biserica, unul dintre ei este, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Apoi, împărtășirea, 1 Corinteni 10:16. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele Domnului? Ba da, iată dar că cina Domnului poate fi numită biblic, împărtășirea. Noi putem să spunem, prima duminică din septembrie vom avea împărtășirea. Cu ce? Cu trupul și sângele Domnului. Ori cina Domnului, ori frângerea pâinii, ori împărtășirea, ori masa mulțumirii, euharistia, 1 Corinteni 10:21. Nu puteți lua parte la masa Domnului și continuă versetului. Iată dar, sunt mai multe expresii care denumesc același lucru. Sărbătoarea aceasta care ne amintește despre faptul că Domnul prin moarte ne-a scos din păcat, prin înviere a glorificat această biruință și de asemenea prin revenirea în slavă ne va lua de pe pământ, mutându-ne domiciliu vremelnic, plin de necazuri și suferință, într-o entitate, într-o dimensiune fără suferință și veșnică. Câteva denumiri din Noul Testament cu intenția ca să nu vă poticniți atunci când la masa Domnului, la cina Domnului, la împărtășire, la frângerea pâinii, se spune când într-un fel, când în altul. Al doilea lucru, vreau să vorbim puțin despre înțelegerea spirituală a cinei Domnului. De ce? În cei 2000 de ani de istorie creștină, apostolii care au fost una la început, ucenicii, la moartea lor au rămas urmașilor, la moartea acestora urmașilor și așa mai departe. În timp, această unitate s-a stricat prin partide și dezbinări. Și marea schismă, adică marea despărțire, când catolicii s-au despărțit de ortodoxi, bisericile istorice și apoi au fost
protestanții și neoprotestanții, adică cei care au protestat la istorici și ei au căzut în istoricizare sau au reprotestat și ei, și noi suntem neoprotestanți că am fost al doilea val care am protestat la adormirea în păcat. Ei bine, toate aceste denominații creștine pe perioada aceasta de 2000 de ani au înțeles diferit cina Domnului. Au practicat-o diferit, dar mai mult decât au practicat-o diferit, au acordat semnificație diferită. Și vreau să vă spun, doar pentru aducerea aminte, cei mai mulți dintre dumneavoastră cunoașteți aceste lucruri. Deci, de-a lungul istoriei creștine s-au dezvoltat mai multe teorii cu privire la elementele cinei Domnului, respectiv la pâine, care simbolizează trupul Domnului, și la rodul viței, care simbolizează sângele Domnului. Prima teorie este împărtășită de Marea Biserică Catolică și este numită teoria transubstanțierii. Transubstanțierii spune, teoria aceasta spune, că în urma rugăciunii preotului pentru consacrarea pâinii și vinului, pur și simplu pâinea și vinul se transformă din punct de vedere fizic în trupul Domnului și în sângele Domnului. Asta înseamnă că toți credincioșii care se împărtășesc fizic se împărtășesc cu trupul Domnului și cu sângele Domnului. Ei așa cred. Așa sunt învățați. Și așa cred. Noi nu credem că mâncăm efectiv în mod fizic trupul Domnului și nici că bem sângele Domnului. Teoria transubstanțierii noi nu o împărtășim. Este o teorie în interiorul Bisericii Catolice. Sigur că a doua teorie este teoria consubstanțierii. Ea e susținută de Biserica Luterană. Acum Biserica Luterană nu mai este așa de influentă ca acum cu zeci de ani în urmă, dar teoria aceasta spune că pâinea și rodul viței nu se transformă efectiv în trupul Domnului și în sângele Domnului, doar că Domnul Iisus Hristos este prezent în pâine și prezent în rodul viței. Asta înseamnă că toți credincioșii se împărtășesc tot cu trupul și sângele Domnului efectiv în mod fizic. Noi nici cu această teorie nu suntem de acord. A treia teorie este teoria prezenței spirituale și acesta este punctul de vedere al bisericilor evanghelice, pentecostali, baptiști. Această teorie a prezenței spirituale susține că cele două elemente nu se transformă, compoziția pâinii și a rodului viței nu se transformă în compoziția cărnii fizice, biologice a Domnului Iisus și nici în compoziția sângelui Domnului Iisus Hristos, ci doar ele poartă simbolul și poartă valoarea și au semnificația trupului și sângelui Domnului Iisus. Dacă pentru pâinea care ne rugăm, după ce ne-am rugat, o ducem la un laborator, ea este la fel de pâine ca înainte de rugăciune. Ea nu-i carne, ea e pâine. Dacă rodul viței, după ce ne-am rugat pentru el, îl ducem la laborator, la o analiză chimică, vom observa că are absolut aceeași compoziție chimică ca orice rod al viței, nefermentat, ca orice must. Iată dar că nu-și schimbă compoziția chimică, ci doar prin credința noastră, în urma dedicării prin rugăciune, la porunca lui Dumnezeu, capătă numai pentru cei născuți din nou. De aceea cei nenăscuți din nou nu se pot împărtăși. Pentru ei mănâncă un dumicat de pâine și bea o gură de vin. Ci numai prin credință, în urma dedicării, în urma rugăciunii, ea poartă valoarea, poartă semnificația trupului și sângelui Domnului Iisus Hristos. Dar lucrul acesta se întâmplă doar prin credință. În lumea fizică, elementele pâine și rodul viței sunt absolut la fel. Dar prin credință, ele au semnificație spirituală. Această semnificație spirituală nu o poți avea decât prin credință. Iar credința nu o poți avea decât dacă ești născut din nou, decât dacă te-ai pocăit. Tocmai de aceea, cina Domnului nu este decât pentru oamenii născuți din nou. Doar ei pot prin credință să acorde semnificație spirituală elementelor materiale, pâinea și rodul viței. De altfel, ele au aceeași compoziție chimică când le înghițim, ca și înainte să fie puse pe masă și pastorii să se roage pentru ele.
argumente pentru teoria prezenței spirituale. Ascultați-mă cu atenție. Prima cină a avut loc înainte de crucificare, corect? Înainte de jertfa Domnului Iisus. Asta înseamnă că sângele și carnea Domnului încă nu fusese jertfite. Dacă noi suntem de acord cu transubstanțierea și consubstanțierea, primele două teorii cu care de altfel nu suntem de acord, cum a putut prima cină să fie trupul Domnului dacă el încă nu fusese jertfit? Și sângele Domnului dacă încă nu fusese vărsat? Acest argument e doar logic, dar el ajută. Al doilea argument, în multe alte locuri din Biblie, paharul este un simbol al sângelui și pâinea este un simbol al trupului Domnului. Nu doar în contextul cinei Domnului. Vă dau doar un text biblic, dacă nu chiar două, ambele din Evrei, adică din scrisoarea adresată evreilor, Evrei 2:14. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Și aceeași carte, capitolul 10:10, prin această voie am fost ființiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru întotdeauna. Frați și surori, există în Biblie pasaje care trebuie înțelese simbolic, cărora trebuie să li se acorde semnificație spirituală, dar sunt și pasaje unde trebuie înțeles ce scrie. În cazul acesta, noi nu mâncăm carnea efectivă a Domnului Iisus, ci doar o pâine care ne aduce aminte despre trupul Domnului, având prin credința noastră în urma rugăciunii semnificația trupului și a sângelui. Aceasta este înțelegerea evanghelicilor. Vreau acum, în al treilea rând, în câteva cuvinte, să vorbesc despre practici greșite la cina Domnului și mă voi referi în mod special la practicile corintene greșite. Potrivit relatărilor din scrisoarea lui Pavel către biserica din Corint, creștinii din Corint împărtășeau, adică obișnuiau să se împărtășească la cina Domnului, la întâlniri în grupuri mici prin case. Cina Domnului atunci, înțelegem că se lua în contextul unei mese, într-o părtășie, într-o agapă. Ei, pe fondul acesta, obișnuitul era amestecat cu sacrul, firescul cu divinul. Și oamenii nu mai făceau diferența între mâncarea normală ca să te saturi și să trăiești, și între mâncarea duhovnicească cu semnificație spirituală, cina Domnului, înghițitura de pâine și înghițitura de rod al viței. Și le amestecau. Și apostolul vine și spune, mă, oameni buni, voi stați la masă și vă îmbătați, vă certați, vă dezbinați și vă lăudați care mai de care cu mâncarea pe care v-ați adus-o la pachet, și cei care aveți mâncare mai bună râdeți de cei care n-au așa mari posibilități materiale și vin cu mâncare mai sărăcăcioasă. Voi ați transformat părtășiile voastre în niște întâlniri destructive care nu mai au folos spiritual. Voi nu sunteți pe un drum bun. Opriți-vă când vă întâlniți la părtășie și vreți să vă bucurați. Faceți astfel de agape de părtășii frățești și mâncați și veseliți-vă, dar când veniți la cina Domnului, oameni buni, nu mai amestecați sacru cu nesacru. Cina Domnului este o atmosferă spirituală, nu mai zâmbiți, nu mai râdeți, nu mai vă chicotiți, că lucrul acesta nu vă este de folos. Și uitați ce greșeli făceau ei. Scopul cinei era destructiv, pentru că ei se întâlneau pentru a deveni mai răi. Spune Pavel, vă dau aceste învățături, însă nu vă laud când vi le dau, pentru că voi vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci mai răi. Observați că oamenii aceștia luau cina Domnului, dar împărtășirea cu cina Domnului nu-i făcea mai buni. Nu plecau acasă zdrobiți, smeriți, cu gândul de pocăință, ci plecau acasă certați, datorită concurenței. Concurenței de vestimentație, concurenței de alimentație, adică de îmbuibare, și concurenței de poziție. Se certau și se dezbinau. Și Pavel spune, scopul acestei cine nu-i bun. 2. Nu numai scopul, dar și unitatea cinei e destructivă.
Ei se întâlneau pentru a se dezbina. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, fiindcă trebuie să fie și partide între voi, pentru ca să iasă la lumină cei găsiți buni. 1 Corinteni 18:19 e contextul cinei Domnului. 3. Efectul cinei Domnului. Oamenii ăștia se întâlneau pentru concurență firească. Spuneam mai devreme că concurau în vestimentație, în bogăția pachetului alimentar și așa mai departe. Și 4. Practicarea cinei Domnului era destructivă. Oamenii aceștia se întâlneau pentru chefuri. Ei se întâlneau acolo pentru chefuri, pentru distracții, pentru fan. Și Pavel vine și îi corectează prin scrisoarea pe care o trimite, spunându-le: oameni buni, adunarea voastră trebuie să fie sfântă, nu distractivă. Voi trebuie să vă smeriți înaintea Domnului, nu să vă înălțați unii în fața celorlalți. Că nu vă e de niciun folos. Pocăința înseamnă jale, înseamnă regret, înseamnă remușcare, înseamnă: vai de mine, cum am putut să fac asta? Asta e pocăință. Nu care mai de care e mai grozav. Asta nu e pocăință, asta e mândrie. Nu le amestecați. În al patrulea rând, foarte scurt de asemenea, vreau să vorbesc puțin despre câteva învățături greșite care s-au născut în cultura românească de factură ortodoxă, pentru că în general România este o țară ortodoxă, împărtășește credința din punct de vedere a dogmei ortodoxe. E bine, aici, în acest context, s-au născut câteva învățături greșite. Ele nu sunt neapărat practicate în practica evanghelică, dar sunt totuși o tentativă. Ascultați-mă, prima dintre ele este faptul că cina Domnului aduce iertare de păcate. Asta înseamnă că iertarea păcatelor poate fi primită prin împărtășire, însă dumneavoastră știți că înainte de împărtășire trebuie iertarea păcatelor. Nu poți să te împărtășești dacă nu ai păcatele iertate. Există altceva înainte de împărtășire care îți iartă păcatele, adică sângele Domnului. Dar sângele Domnului cerut prin credință, nu cel simbolizat de rodul viței. Cu alte cuvinte, când te împărtășești, mai întâi trebuie să ai păcatele iertate și apoi să te împărtășești. Nu cu păcatele neiertate te duci să iei cina ca să te împărtășești, ca să-ți fie iertate păcatele. Scopul cinei nu este să ți se ierte păcatele, și scopul cinei este, după ce au fost iertate păcatele, să o iei. Condiția să participi la cină este să fii fără păcat. Nici nu se pune problema că ți se iartă păcatele atunci. Dimpotrivă, aduceți-vă aminte de învățătura lui Pavel în 1 Corinteni, textul pe care îl citim de obicei la cina Domnului, permiteți-mi să-l recitesc. Uitați ce spune cuvântul Domnului: oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul acesta în chip nevrednic. Ce înseamnă în chip nevrednic? Cu păcatul nemărturisit. Oricum să te duci să iei cina Domnului cu păcatul nemărturisit, adică în chip nevrednic, în speranța că atunci ți se iartă. Scriptura ne spune că dacă faci așa, ca sub blestem. Imaginați-vă cât de puternică este această tradiție. Ea ține 20 de milioane de români în ghearele ei și oamenii trăiesc în neștiință și în necredință și se duc la cina Domnului și o iau și zic: Doamne, iartă-mă! Dar nu-și mărturisesc păcatele și nu le părăsesc. Imaginați-vă ce tradiție îngrozitoare! A doua învățătură greșită: cina Domnului este de scântec. În zona de unde eu am venit, oamenii foloseau elementele cinei Domnului pentru descântec împotriva deochiului. Atunci când erai deochiat, știți că atunci când pe copiii durea capul, bătrânele satului spuneau: e deochiat maică. Și când era deochiat, aveau mai multe leacuri pentru deochi. Existau în zona noastră babe, bătrâne, care știau să descânte de deochi și te duceai la ea și începea să scânte un descântec. Era o vrăjitorie, practic, era un duh demonic. Și descânta: piei de ochiule, fugi de ochiule, aruncă-te în pustiu de ochiule, și tot descânta baba. Și dacă nu reușea, mergea la preot și preotul îi dătea de deochi cu pâinea, care era cina Domnului, și cu rodul viței. Oamenii aceștia ajungeau să folosească elementele cinei Domnului împotriva deochiului ca să descânte pentru diverse boli, pentru diverse legături demonice. Cina Domnului nu a fost și nu e pentru așa ceva. Ea nu e pentru iertarea păcatelor, ci e pentru amintirea jertfei lui Iisus. Ea nu este pentru vindecare și pentru descântec, ci este pentru amintirea jertfei Domnului Iisus. Și în al treilea rând, cina Domnului nu e medicament.
Sunt oameni care iau cina Domnului ca medicament, crezând că dacă iau cina Domnului, o să se vindece. Este adevărat, la cina Domnului, datorită prezenței și slavei lui Dumnezeu coborâtă în adunare, poate fi cineva vindecat. Dar scopul cinei Domnului nu e să devină medicament. Că dacă așa ar fi, atunci l-am folosit ca medicament. Ori de câte ori cineva e bolnav, i-am dat puțină cina Domnului. Pavel n-a spus, ia puțină cina Domnului, lui Timotei. Și nici n-a avut legătură cu lingurița de vin de acolo, care pur și simplu a fost un anestezic pentru durerile ulceroase ale lui Timotei. N-a avut legătură cu cina Domnului vinul pe care a fost invitat Timotei să-l consume pentru durerile de stomac. Oamenii când se află pe patul de boală, atunci când sunt foarte bolnavi, chemau pe preot, cel puțin în zona mea, chemau pe preot și luau anafură, aghiazmă, luau cina Domnului, ca medicament, că se vindecau. Nu-și mărturiseau păcatele, dar doreau să fie vindecați. Nu-și părăseau păcatele, dar doreau să fie vindecați. De ce? Așa au fost învățați. Acestea sunt niște învățături greșite. E adevărat că evanghelicii și mai ales tinerii care se nasc în familii de evanghelici, ei nu se confruntă cu aceste dogme. Dar oamenii care vin din contextul ortodox, ei trec pe aici și e bine să le spunem, învățăturile acestea sunt greșite. O grămadă de persoane care sunt în bisericile ortodoxe ascultă prin media predicile acestea și e bine să le spunem cu respect, cina Domnului nu e descântec, nu-i medicament și nu-i iartă păcatele. Dimpotrivă, la cina Domnului trebuie să participi cu păcatele iertate, poți fi vindecat datorită prezenței lui Dumnezeu, dar nu neapărat cina Domnului vindecă. În al cincilea rând, vreau să spun câteva dintre semnificațiile pe care le are cina Domnului. Ce înseamnă cina Domnului? De ce ne împărtășim noi cu cina Domnului? Ce înseamnă pentru noi când ne împărtășim? Ați observat că dacă sunt oameni nenăscuți din nou între noi, musafirul cuiva, Domnule, se uită ca la un show. Se uită când la unul, când la altul, vede pe la plângând. Om mare, 30-40 de ani, se apucă să-i plânge și zice, ce are Domnul ăsta de plânge? Pe altul vede cercetat, meditând adânc și se întreabă, ăsta ce are Domn? Pe altul vede rugându-se și nu înțelege nimic, pentru că tot ce se petrece e în Duhul, e în lumea spirituală. Manifestă relația spirituală de pocăință și credință cu Domnul Iisus Hristos. Un om nenăscut din nou nu pricepe nimic, dar nimic, e se miră. Ei, cina Domnului are semnificație pentru noi. Care sunt semnificațiile? Prima semnificație este faptul că Domnul a spus prin Pavel în 1 Corinteni 11:26 următoarele cuvinte. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, voi vorbiți, vestiți, proclamați moartea Domnului până când El se va întoarce, adică până la răpirea bisericii. Cu alte cuvinte, cina Domnului este proclamarea lui Iisus Hristos. Noi facem lucrul acesta și prin ceea ce facem, vorbim despre moartea Domnului, despre învierea Domnului și despre revenirea Domnului. Are un mesaj faptul că noi ne împărtășim cu cina Domnului. Nu e așa ceva mistic, are mesaj. Noi prin gestul nostru spunem că cu 2000 de ani în urmă, pentru noi a murit Iisus. Și asta este foarte important. Cât e de important? Păi dacă eu aș cere cuiva dintre dumneavoastră să-și taie doar un dege și să mi-l dea, că am nevoie de el, bag mâna în focă dintre toți penticostalii de pe fața pământului, unul nu mi-ar da vârful degetului mic. Nici eu nu prea aș da vârful degetului mic nimănui. Dar Domnul Iisus Hristos și-a dat viața. E o onoare pentru mine să vorbesc prin gestul împărtășirii mele ce a făcut Mântuitorul glorios pentru mine cu 2000 de ani în urmă. Cine sunt eu să moară Iisus pentru mine? Cine ești dumneata? Niște oameni vinovați, niște oameni cu slăbiciuni și defecte. Am avut onoarea și harul pentru noi să moară Dumnezeu Fiul. Păi cum să nu profităm noi de ocazia aceasta și prin gestul de împărtășire să nu proclamăm ce a făcut Iisus pentru noi? Ba da, ne vom implica cu toată responsabilitatea și vom participa la cina Domnului, pentru că Scriptura ne spune că nu avem viață dacă nu ne împărtășim. Sigur că cine nu are viață nici nu prețuiește împărtășirea.
Și lucrul acesta îl știm și din teoria Scripturii și din practica bisericească. A doua semnificație, pe lângă faptul că e proclamarea morții Domnului, este un act spiritual în amintirea Domnului. Versetul 24. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu afrând pâinea, a zis: luați, mâncați, acesta e trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Hristos îmi spune mie, omul născut din nou din Biserica Betania, în fiecare lună să te împărtășești, pentru că în felul acesta tu faci acest lucru spre pomenirea mea. Mi-aduc aminte de bunica. V-am tot povestit că mama, tata m-au lăsat la 6 luni și bunica m-a crescut. Ea a însemnat totul pentru mine, n-am mai avut frați și surori. Când bunica a murit, mi-a să știți că cel puțin în cultura noastră, dar în general în toate culturile, există ultimile cuvinte numite a lăsat cu vorbă de moarte. Și cuvintele acelea devin absolut importante pentru urmași. Mi-aduc aminte de cineva care a primit ultimile cuvinte ale părintelui său: când mor, să mă mormântez în condițiile astea. Și a fost ciudat cum a cerut el. Dar copiii, pentru că l-au auzit cerând asta, a spus: tata a lăsat cu limbă de moarte. Ultimile cuvinte sunt numite cu limbă de moarte. Dom'le, în condițiile alea ciudate l-au mormântat, pentru că așa a cerut tata pe patul morții, a lăsat cu limbă de moarte. Ei, Domnul Iisus Hristos a lăsat și el cu limbă de moarte și a spus următorul lucru: dacă vrei să mă pomenești, să faci ceva în amintirea mea, ori de câte ori e cina Domnului în biserică, du-te și împărtășește-te. Dacă vrei să faci ceva pentru mine, ceva personal, nu la grămadă, dacă vrei să faci ceva pentru mine, în amintirea mea, să-mi cinstești memoria, fraților, ce faceți când soția dumneavoastră împlinește un număr de ani, sau soțul, sau copiii? Nu așa că cumpărați un tortuleț și acolo 5 minute sau 5 ore faceți o sărbătoare, un pic de bucurie, un cântecel, o rugăciune, acolo o masă festivă, nu este așa? Și an de an, și merită soția mea asta, și merită soțul, și merită copiii, și Iisus nu merită? Uite-te un pic la mine, nu merită Iisus? Păi ce fel de om ești? Îți pui codița între picioare și te duci la cina Domnului și spui: lasă că o iau duminica viitoare. Și umbli din biserică în biserică fugind de cina Domnului. Mă, omule, eu nu-ți spun asta să te jignesc, dar tu mergi pe un drum greșit. Dacă pentru tine Iisus Hristos este important, cinstește-i memoria. Și când e cina Domnului, bolnav, ridică-te și vino aici. Vino aici să-i cinstești memoria împăratului și regelui. E o onoare pentru oamenii născuți din nou. E o cinste. În al treilea rând, cina Domnului este un simbol al noului legământ. Spune cuvântul Domnului în Luca 22:10: tot astfel, după ce au mâncat, au luat paharul și le-a dat zicând: acest pahar e legământul cel nou. E un legământ. Ce înseamnă legământ? Contract. Frați și surori, vă puteți imagina cât de importantă este cina? Aduceți-vă aminte despre legământul lui Avraam cu Dumnezeu. Păsările despicate, jumate-jumate, ei trecând printre ele și spunând: cine nu se ține de cuvânt, să ni se întâmple ce s-a întâmplat la păsările acestea. Imaginați-vă o jumătate de pasăre, picura sângele din ea și trecând printre ele te uitai la jumătatea de porumbel și vedeai cum picură și ți imaginai: dacă nu mă țin de cuvânt, mă va ajunge blestemul lui Dumnezeu și așa voi fi tăiat. E un legământ ăsta, e un legământ făcut în sângele Domnului. Și ori de câte ori ne împărtășim, știți de ce mi-aduc aminte? Uitați de ce mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte de toate promisiunile Bibliei. Cu niciun chip n-am să te ras, nici de cum nu te voi părăsi. Am să mă lupt pentru tine, nimeni nu se va atinge de tine ca de lumina ochilor mei. Dacă o mamă își va uita copilul pe care l-a alăptat, eu, Domnul, n-am să te uit pe tine. Toate aceste lucruri sunt promisiunile legământului. Am să mă întorc după voi să vă duc în slavă. Am să fiu cu voi până la sfârșitul veacului. Și toate celelalte promisiuni sunt promisiunile legământului. Ori legământul acesta, ne aducem aminte de el la cina Domnului. Cina Domnului este sfânta, glorioasa, măreața, solemna sărbătoare a Bisericii Domnului. Frați și surori, cum își permit unii oameni în mod consecvent, sistematic, să nu participe la cina Domnului? Câtă viață au oamenii ăștia în ei, dincolo de religie? Cina Domnului
este elementul de intimitate, de legământ, de solemnitate, de ceremonie, de aducere aminte, de cinstire, de onomastică a Domnului Iisus Hristos. Aniversăm pe regele, ne aducem aminte de ce a făcut pentru noi, lunar, mereu și mereu, mereu și mereu. Are caracter de sărbătoare, e în cinstea lui. Ce-ar fi să fie ziua soției mele și eu să nu fiu prezent acolo? Păi ce-ar zice femeia aia de mine? În al patrulea rând, este expresia părtășiei și unității credincioșilor, care se împărtășesc din aceleași elemente. 1 Corinteni 10, 17 la 20. Având în vedere că este aceeași pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup. Căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup. Cine mănâncă jerfele nu sunt ei în unitate cu altarul, în părtășie cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jerfit idolilor e ceva sau că un idol este ceva dimpotrivă? Frați și surori, noi suntem una prin faptul că ne împărtășim din aceeași una pâine și din același unu vinul, rodul viței mai corect spus. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să fie în același pahar sau în păhărele diferite, pentru că unitatea nu stă în container, ci stă în ceea ce este în sângele Domnului, nu-i simbolizat de sticlă, sângele Domnului este simbolizat de sânge. Și înghițitura care o înghiți, n-are importanță dacă o înghiți dintr-o sticlă, dintr-un container mare, sau dintr-o sticlă mică, dintr-un container individual. Oricum la o biserică ca a noastră n-ai putea să o dai dintr-un singur pahar. Acum nu vreau să dezvolt teologia păhărelelor sau paharului, nu asta vreau să spun. Dar cina Domnului nu înseamnă containerul, vasul în care e pus trupul Domnului și sângele Domnului. Nu farfuria aceea o mâncăm noi și nu sticla aia o bem noi. Astea sunt doar containerele, pentru că fiind materie, nu putem să le ducem altfel decât sprijinite pe ceva. Accentul nu cade pe container, că nu înghițim nici farfuria, nici paharul. Accentul cade pe ce este în container. Rodul viței, pe ăla îl mâncăm. Aia e simbolul Domnului Iisus Hristos. Sticla n-are simbolul Domnului și nici inoxul ăla, aluminiul ăla, materialul ăla. Frați dragi, suntem oameni mari. Astăzi cineva, închei cu exemplul acesta, pastorul Nelu Pea mi-a arătat o observație de laborator, un experiment, musculițe din alea de fructe. Știți musculițele de fructe, alea mici, mici, mici? Au fost băgate într-un borcan mare și i s-a pus capacul. Și au fost lăsate acolo o jumătate de oră. Și era filmat borcanul mai de departe. Și ele fiind multe și de culoare neagră în borcanul la transparent, se vedeau cum se învârteau acolo așa. La un moment dat, au spart borcanul, au înlăturat cioburile, dar musculițele pentru restul zilei au rămas în aceeași formă. Nu mai era borcanul, că l-au spart. Dar aparatul de filmat, camera de filmat, a rămas pe unde fusese borcanul și musculițele tot acolo se învârteau. Avea impresia că tot e borcanul acolo, dar nu mai era. Aceasta este definiția tradiționalismului și a limitării umane. Vreau în seara aceasta, frați și surori, să vă spun că cina Domnului înseamnă viață. Este Hristosul care a murit pentru noi și ne-a lăsat pentru aducerea aminte elementele acestea care să comemoreze amintirea Lui în inima noastră și să ne dea viață. Vreau în seara aceasta să ne uităm la noi, la felul cum tratăm noi cina Domnului. Nu e o ceremonie rece și plicticoasă. Nu e întinderea mâinii așa în silă să iei și să bagi în gură, ci iei cu inimă, pentru că îți imaginezi trupul care a îndurat atâta durere și sângele care a curs. Vreau să avem o atitudine de mare reverență față de cina Domnului
Și ori de câte ori auzim că e cina Domnului, să ne ducem acolo alergând, pentru că e vorba despre ceremonia, despre aniversarea Mântuitorului, Regelui, gloriosului nostru Împărat Iisus Hristos. Și să spunem doar atâta, lasă-mă 5 minute să mă rog, dă-mi 10 minute să mă smeresc înaintea Domnului. Atât am nevoie, 10 minute, să-mi fac un bilanț. O socoteală, Doamne, mă găsesc vinovat acolo, 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 mă găsesc vinovat, Doamne, iartă-mă, îndură-te de mine, iartă-mă, te rog, Tată, nu mă lăsa să stau departe de viață, să nu am viață în mine, iartă-mă acum, nu peste o lună, curățește-mă, Doamne, îți promit că părăsesc păcatul acesta prin puterea Ta, ajută-mă să nu mai trec pe acolo niciodată, mă smeresc în fața Ta, cinstește-mă cu iertarea Ta, cinstește-mă cu curățirea sângelui Tău, onorează-mă cu prezența Ta, fie-ți milă de mine, iartă-mă, Doamne. Aceasta este o rugăciune, o smerire, în urma căruia Dumnezeu își împlinește promisiunea, coboară slava și te iartă. Frați și surori, aceasta este cina Domnului. Vreau în această seară să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să împrospăteze înțelegerea noastră, dar și atitudinea noastră vis-a-vis de cina Domnului. Vă rog să ne ridicăm în picioare și cum ne îndeamnă Duhul Domnului, așa să ne rugăm împreună. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.